mâna tale. M-am născut într-un sat de care sunt mândră. Hârjdiei. Un sat deosebit cu oameni mărinimoși, ale căror vechi sunt legate de muncă și familie. Sat binecuvântat de Dumnezeu cu de toate. Dealuri și pădure, câmpii și imași, tradiții și datini, păstrate din moși strămoși, locuri natale, locuri de vis. E satul meu, unicul loc din lume spre care sufletul se cere cu fiecare primăvară mai mult, cu fiecare primă din soare mai cert și cu fiecare doză de soare mai intens. Și iubesc totul la el, zilele și nopțile, verile pline cu cireși și iernile cu tablou de fulgi, pământul uscat și cărările care duc spre casa părintească, clia umedă ce naște pâine din soare și pașii mei coinărind pe ulița copilăriei. Iar când soarta ne aluncă prin lume, cum să nu-i ducem dorul? Cum să nu ne fie drag când acolo mama coace în fiecare sâmbătă pâine rumenă ca obrajii sferbinței soarelui? Mi-e drag de la un capăt la altul, căci crește și pornește prin lume oameni harnici și viteși, cărora nu le este rușine să rostească numele paștinii lor, Hârjdiei. Satului Hârjdieni aparțin ex-profesoarei gimnaziului Hârjdieni, doamnei Railean Iulia. Astăzi, în zi de primăvară târzie și Sfântă Duminică Mare, când creștinii își împodobesc casele cu miros de frunzar,
flori de corovatic și cimbrișor, care sunt așternute pe jos, satul sărbătorește cea de-a 416-a aniversare de la prima atestare documentară. Așa cum Hâșdienene este un sat de oameni primitori și bucuroși, atunci când cineva le calcă pragul casei, am deosebită plăcere să vă prezint că la sărbătoarea de astăzi îi avem oaspeți pe domnul Maricel Anton, primar Comuna Curtești, județul Botoșani, domnul străchinariu Ovidiu Corneliu, viceprimar de Curtești, însoțiți de ansamblu de dansuri din localitate și echipa de fotbal. Să aplaudăm! Astăzi, satul nostru sărbătorește aniversarea a 416 ani de la fondarea și atestarea satului nostru. Pe parcursul anilor, dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, ați observat cum s-a dezvoltat satul, începând de la o populație cu un număr mai mic, la un număr mai mare și acum la moment când populația în ultimii 5 ani a început să descrească. Infrastructura satului s-a dezvoltat pe parcursul anilor în dependență de tot ceea ce care au putut să investească în această infrastructură. Deci astăzi, la această sărbătoare, vreau să vă zic că nu vreau să vă împlu capetele cu multe cifre și așa mai departe, ce noi am marcat în ultimii ani de activitate. Vreau să vă felicit călduros cu această frumoasă sărbătoare, să vă doresc în primul rând sănătate multă, bucurii mari în familiile dumneavoastră, prosperitate, pace în suflet și în casele dumneavoastră, belșug și toate năzuințele să vă fie îndeplinite. La mai mult și la mai mare, sat Hâșdieni. Bine v-am regăsit, dragi hâșdienieni. Iată-ne astăzi la un an de zile de la semnarea actului de colaborare între Comuna Curtești și satul Hâșdieni din Republica Moldova, lucru care a dus la concretizarea a ceea ce ne-am propus noi și mai precis depunerea unui proiect transfrontalier, mai exact dumneavoastră aveți în acest proiect modernizarea clădirii care este în preajma noastră. Mă bucur și mulțumesc domnului primar Valeriu Gârlă pentru invitația de astăzi. Nu am venit singur, am venit împreună cu domnul viceprimar, cu domnul director al școlii coordonatoare Bogdan Tanasă. Am venit împreună cu domnul coregraf, domnul Petrișoru Ionel. Am venit împreună cu domnișoara coordonatoare Dana Mihai, împreună cu o parte din ansamblu Flori de Măr, cât și cu echipa de fotbal Unirea Curtești. Chiar dacă suntem la început, și aici aș puncta când spun la început, ansamblul Flori de Măr are ca și vârstă un an și acum împlinește 2 ani, la fel și fotbalul, la nivel de comună, dar noi, cu pretențiile care le avem, sperăm să ajungem acolo unde ne-am propus. Avem în comuna noastră oameni harnici, iubitori și totodată, în momentul în care și-au propus ceva, duc și la îndeplinire. De aceea, astăzi, când dumneavoastră sărbătoriți 416 ani de la fondarea localității dumneavoastră, țin să vă mulțumesc pentru invitație, să vă urez multă sănătate și la mulți ani. Orice sat se mândrește nu cu numărul său de locuitori, dar cu bunul lor nume. Nume oameni care duc faima acestui sat prin succesele lor deosebite, prin dragostea de muncă, prin atitudinea și devotamentul lor față de neam, țară, glie. În continuare, ofer cuvântul doamnei Hanganas Nastasia, secretar al Consiliului Local Hâșdieni, pentru conferirea titlului Cetățean de Onoare a satului Hâșdieni. Vreau să dau citire deciziei
Consiliului Local Hâșdieni 2/4 din 22 mai 2018 cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al satului Hâșdieni. În conformitate cu legea privind administrația publică locală, regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al satului Hâșdieni, aprobat prin decizia Consiliului Local Hâșdieni din 4/1 din 25 mai 2017, pentru merite deosebite față de satul Hâșdieni, prin promovarea imaginii satului și activitatei distincte în interesul prosperării satului, neamului și culturii, Consiliul Local Hâșdieni a decis a conferi titlul de cetățean de onoare al satului Hâșdieni următorilor cetățeni: domnul Scar Grigore și domnul Chirică Gheorghe. Vă rog, domnul Scripcaru și domnul Chirică, vă apropiați aici, alături de noi. Vă rugăm foarte mult. Se decernează titlul de cetățean de onoare al satului Hâșdieni domnului Chirică Gheorghe, conform deciziei Consiliului Local Hâșdieni numărul 2/4 din 22 mai anul 2018. Având în vedere că nu este prezent din motive de sănătate, îmânăm diploma și un premiu în mărime de 200 de lei, care vor fi transmise personal domnului Chirică, peciorului, discipol în profesie al tatălui, domnului Victor Chirică. Se decernează titlul de cetățean de onoare al satului Hâșdieni domnului Scripcaru Grigore, conform deciziei Consiliului Local Hâșdieni numărul 2/4 din 22 mai 2018 și un premiu bănesc în mărime de 200 de lei. Crearea unei familii trebuie să fie un pas important în viața fiecăruia, iar odată creată, trebuie să fie pentru toată viața. Se spune că reușita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit. Înseamnă a fi omul potrivit. Drept dovadă sunt și următoarele cupluri care au fost unul pentru altul sufletele pereche, iar astăzi își marchează frumoasele jubilee de 50, 60, 62 și 65 de ani de la căsătorie. Au fost oameni potriviți care și-au spus da în fața Domnului și și-au jurat credință și devotament odată și pentru totdeauna. Pentru nominalizarea lor, ofer cuvânt doamnei Hangan Anastasia, secretar al Consiliului Local Hâșdieni. Stimați jubiliari, cu deosebit respect, vă invităm să vă apropiați aici, alături de noi. Mă ofer la familia Postolache, Alexandru Pavel și Alexandra. Vă rog foarte mult, 50 de ani de la căsătorie. Familia Potânc Pavel și Maria, 50 de ani de la căsătorie. Invit familia Eladi Victor și Zinaida, 50 de ani de la căsătorie. Invit familia Tudos Ion și Olga, 62 de ani de la căsătorie. Invit familia Sprinceană Gheorghe și Lidia, 60 de ani de la căsătorie. Invităm familia Moscaliuc, Alexandru și Galina, 65 de ani de la căsătorie. Vă rugăm, priviți acești jubiliari încărunțiți, frumoși și gospodari, ce au creat un sacru legământ, unit să fie pe acest pământ, numai unul lângă altul, numai unul pentru altul.
căci simbol al anilor petrecuți împreună, al fericirii și dragostei, vă este familia menținută jumătate de secol, mai mult de jumătate de secol, ce întruchipează în eterna dragoste a unuia față de altul, ce v-a legat pentru o veșnicie. A devenit o tradiție ca în fiecare an, când marcăm atestarea satului, atestarea documentară a satului Hâjdieni, să fie omagiați șubiliarii noștri care au trăit o perioadă de timp împreună. Deci am menționat familiile respective care au păstrat mereu focul în vatră. Ne pare rău, căci boala nu le-a permis unora dintre ei să fie prezenți, dar vorbind cu ei la telefon, suntem siguri că ei sunt alături de noi. Regretăm foarte mult acest fapt. Cu această ocazie, scumpilor noștri jubiliari, din partea primăriei, li se decernează câte o diplomă și un premiu bănesc în sumă de 1000 de lei. Se decernează diplome familiei Moscaliuc Alexandru și Galina, legați pe o vecie cu o cunună din nestematele iubirii, cu ocazia jubileului 65 de ani de la înregistrarea căsătoriei. Diplome și un premiu bănesc în mărime de 1000 de lei se decernează familiei Tudos Ion și Olga. Familia Sprinceană Gheorghe și Lidia, 60 de ani de la căsătorie. Diplome se decernează familiei Postolache Pavel și Alexandra, legați pe o vecie cu o cunună din nestematele iubirii, cu ocazia jubileului nunții de aur, 50 de ani de la înregistrarea căsătoriei. Să ne trăiți la mulți ani, mult stimată familie Postolache! Stimați jubiliari, primiți încă o dată cele mai frumoase felicitări cu acest eveniment frumos, aș spune chiar istoric, în viața dumneavoastră. Căci se spune că familia rămâne pentru omenire un patrimoniu prețios la care nu se poate renunța. Valorile creează familia. Familia creează valori. Vă mulțumim pentru aportul care vi l-ați adus dumneavoastră pentru prosperarea satului. Atâția ani trăiți și munciți împreună pentru generațiile care le-ați dat pentru satul Hâjdieni, cu care se mândrește satul Hâjdieni. Mereu să vă rămâne, să rămâneți pentru satul nostru niște familii exemplu. Acum, pentru dumneavoastră, se va intona la mulți ani.
doamna secretară noastră, ea este o mamă, o soră scumpă, o femeie care știe să vorbească cu orice cetățean a satului nostru. Îi mulțumim și le dorim sănătate, fericire și la toți jurghilierii să fiți sănătoși și să trăiți mulți ani. Dorim ca să fie pace, lume, sănătate și bucurie la toată lumea. A sănicit o poezie când eram eu mică, în clasa întâia, când era România mare. Doamne, Doamne celestată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, căci Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și de toate cele bune numai Tu le împlinești. Și că de foaia a doua, din tot clasa întâia, toți cu inimă curată, Ție, Doamne, Îți mulțumim, Tu, cu darul Tău preasfinte, ne ajuți oameni buni să fim, de greșeli să ne ferim, țara noastră să o iubim. Ție, Doamne, Îți mulțumim. Amin. Vă mulțumesc, ne-ați aplaudat. Vă dorim și dumneavoastră mult sănătate, care nu a ajuns la 50 de ani de căsnicie. Să ne ajute Dumnezeu sănătate să ajungă la asta, la acest jubileu. Și mai departe, la cei care au trecut, mult sănătate și toate cele bune în viață. Un sat de oameni deosebiți, care de rând cu problemele vieții cotidiene și unele greutăți cu care se confruntă, știu a promova la cel mai înalt nivel valorile și tradițiile culturale. La Hâjdieni cântă și dansează de la mic la mare și aceasta o vom încerca să vă demonstrăm prin frumosul program artistic ce va urma în continuare. În scenă se invită pentru a evolua cei mai mici artiști ai satului, picii de la grădinița Porumbița din localitate. Al meu popor, țara mea, numele tău ți l-a pus chiar
născut și copilașii care aici au crescut. De Doamne, ca Moldova să aibă tot pe masă, ca și părinții, Doamne, să se întoarcă acasă. Artistice, zi de zi depun o muncă imensă cadrele didactice de la Școala de Arte din localitate. Iar drept dovadă sunt rezultatele frumoase pe care le obțin copiii noștri ducând faima localității dincolo de hotarele țării. Se invită în scenă Școala de Arte cu un program artistic. În lumina caldă a soarelui ne-am adunat aici ca să petrecem tradiționalul concert de gală. Pentru cei care de-abia finisează clasa 1, poate că e primul concert, dar pentru unii e ultimul, care va rămâne în inimă ca o mintire ce nu va putea fi ștearsă. Dar să lăsăm nostalgia la o parte și să ne bucurăm de această zi frumoasă, conduși de valurile muzicii. În fața dumneavoastră vor evolua elevii Școlii de Arte Creștieni cu un mic program artistic. Thank you.
Daniela. Thank you.
Thank you.
Thank you.
oameni frumoși la chip și la suflet, oameni care știu a munci și a fi primitori, așa cum sunt hâșdienienii, nu întâlnești oricând. Gospodinele noastre sunt neîntrecute în toate acestea și asta a dovedit-o și expozițiile care au fost organizate astăzi în scoarul primăriei. Pentru aprecierea muncii lor și decernarea diplomilor, oferim cuvânt doamnei Angan Anastasia, secretar Consiliul Local Hâșdieni. Pentru participare activă în cadrul sărbătorii 416 ani de la fondarea satului Hâșdieni, se decernează diplomă și un premiu bănesc doamnei Darii Tamara. Se decernează diplomă și un premiu bănesc participanților doamnele de la grădinița de copii Porumbița. Și cu un premiu bănesc și diplomă se decernează doamnei Cucu Emilia, meșter popular neîntrecut la confecționarea iilor. Felicitări, doamna Tamara, vă mulțumim, vă așteptăm și la anul. Felicitări, doamna Emilia, vă mulțumim pentru munca depusă și vă așteptăm și la anul. Și grădinița de copii, Porumbița. Aș îndemna și alte gospodini ca pe viitor să participe la astfel de expoziții pentru a-și arăta talentul și maestria de gospodină sau gospodar. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim succese! Deja a devenit tradiție ca bucuria sărbătorilor să fie împărtășită cu oaspeții dragi. Astăzi, în zi de duminică, la această frumoasă sărbătoare, ne-au onorat cu prezența oaspeți de peste Prut, din județul Botoșani, comuna Curtești, să-i întâlnim cu aplauze în
să le mulțumim mult pentru concertul prezentat și nu în ultimul rând să-i mulțumim primarului și soției dumnealui, Florentina, care i-au însoțit pe acești frumoși copii și ne-au prezentat concertul de astăzi. Vreau să vă zic că mai departe o să concerteze colectivele model de la noi, de pe lângă Casa de Cultură. După aceea, la orele 18:00, o să aibă loc jocul de fotbal între echipele primăriei Hâjdieni și echipa de fotbal a primăriei Curtești. Vă rugăm cine are posibilitate, au fost scrise și anunțuri, să vizionăm acest meci de fotbal. La orele 8:30 se începe balul tradițional sau la vatra horilor, cum vrem, așa îl numim. Vă invităm pe toți la joc! Or, unde măicuța și-a lătată, mă așteaptă mereu la poartă. Unde măicuța și-a lătată, mă așteaptă mereu la poartă. Mă dor de satul meu, mi-e dor mereu, mi-e dor mereu, mi-e dor de satul drag și de părinții ce așteaptă-n prag. Mult mi-e dor de-a mea acasă și de grădina cea frumoasă, de caisul înflorit unde am copilărit, de caisul înflorit unde am copilărit. Mi-e dor de satul meu, mi-e dor mereu, mi-e dor mereu, mi-e dor și de părinții ce așteaptă-n prag. O, satul meu e zvor de dor, am să revin de sărbători la părinții frățiori, că toți mă așteaptă cu dor să-i cuprind și să-i sărut, să le spun că iubesc mult. Mi-e dor de satul meu, mi-e dor mereu, mi-e dor mereu, mi-e dor de satul drag și de părinții ce așteaptă-n prag. Mi-e dor de satul meu, mi-e dor mereu, mi-e dor de satul drag și de părinții ce așteaptă-n frag.
este de undeva. Cinema la club. Ura! Vine lumea în faptul serii și întreabă în câte serii. Numai una, dar ceva. Un record în cinema. După stângerea luminii, a rulat să zicem bine. Un jurnal cu zgomot foarte și din film numai o parte. Cei din coadă și deodată ne-au făcut motorul lată. A gemut, a sfărăit, a oftat și s-a oprit. Cine naiba mai repară? Amânăm pe mâine sară. Bine, fie. A doua seară am venit, iar mecanicul zbârlit, cum era nițel făcut, o pornit de la început. Partea întâi e dar pe dos, procedeu avantajos. Vezi eroii pe ecran cu picioarele în tavan. Măi, mecanic, ce-i cu tine? Oare n-am vedea mai bine? Dacă am stat și noi colea toți cu capul în dușumea. Da și nu vă convine. Ce vă tot legați de mine? Vreți să nu mai vin o lună? Nu vă place? Noapte bună. Somn ușor. Mai am o roată. Mâine-i demonstra-o toată. O bucată în astă seară. Ultima ați văzut-o ieri. Fac și eu după puteri. Iată un film în trei seri. Yeah.
Lui zicea, of, nănașă, mărimea lumii drăgălașă, în dreptate ar Dumnezeu să te văd la satul meu, să te pun și eu la masă, tot cu șel și cu plășinte să mă ții măinășelule minte. Într-o zi, piernat, hop, nănașă, la șinul sat. Ei, măi, șine dragă, după cât mai tot poftit, ia ca și eu ți-am venit, tot la masă să mă pui cum îți place și cum știi, tot cu jin și cu plășinte, să te țin mai șinule minte. Când a doua zi sosești, nănașul tot râde și glumiește, dar de ducă nu gândește. Țiganul, da tu știi, piran, domo, dar fă vătur de azi de fă. Cine îi spune, păi bine îi place dacă spui, dacă vezi făină noi, dacă nu e așa cum zici, dar fă vreo două, dar mai mici, cum dacă nu-i? Dacă nu-i și în capul nănașului. Când a treia zi sosăște, nănașul tot râde și glumește, da, de duc, nici cum nu gândește. Hai, țiganul, prin sat, pe unii nu a mai îmblat și într-o zi cu trudă mare a adunat ceva de mâncare. Casa țiganului era pe deal, dar țiganul striga de divane. Ei, nănașul, mărimea lumii drăgălașă, am auzit în târg de vale că țar de casa dumneitale. Cum, măi, șine, chiar știi, gheni, cum dacă o grăit omul cu mine? Of, măi, șine, dragă, cum văd eu lucru, nu-i deșagă. N-am nici casă, n-am nici masă, n-am lăși mă duși acasă. Yeah.
aș merge în lume, sfânt vă rămâne locul unde cuvântul mamă întâi l-am învățat și am să le spun la toți că mare e norocul să ai o rădăcină în lume de la sat. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă doresc sănătate, pace în casă, pace în suflet și Domnul să vă aibă în pază!